Istoricul român Daniel Barbu a murit. Anunțul a fost făcut în această dimineață de apropiații. Barbu a fost și ministru al culturii în perioada 21 decembrie 2012-12 decembrie 2013. Fostul senator liberal, în vârstă de 67 de ani, suferea de ceva timp de o boală cumplită. În mormântarea ar avea loc joi la Biserica Sfânta Tereza din Capitală. Se arată în anunțul transmis de mediul Facultății de Teologie Romano-Catolică.